Bine v-am găsit și astăzi din nou prin intermediul ochiului magic al aparatului de filmat. Astăzi vom aborda un traseu total diferit de cele două pe care le-am abordat până acum și pe care sunt sigur că le-ați văzut în postările noastre anterioare. De data asta ne aflăm în București, practic în orașul natal al meu ca ghid. Și vom aborda un subiect unic în istoria construcțiilor și în istoria Bucureștiului și în istoria recentă a României, în istoria celei de-a doua jumătăți a secolului 20 și unic în lume, pentru că nu s-a mai făcut ce s-a întâmplat aici, în acest cartier pe care îl vom vizita astăzi, nu s-a întâmplat nicăieri în lume la amploarea la care s-a desfășurat în locurile astea. Și o să vedeți imediat despre ce vorbesc și ce legături nebănuite sunt între lumea construcțiilor, personalitățile din lumea construcțiilor din a doua jumătate a secolului 20, istoria Bucureștiului, istoria României, istoria mondială. Foarte, foarte pe scurt, subiectul principal al turului de astăzi este evocarea unui, putem spune, fără falsă modestie, un titan al construcțiilor din cea de-a doua jumătate a secolului 20, în mod paradoxal, foarte puțin cunoscut astăzi, cunoscut foarte mult în lumea specialiștilor din construcții, cunoscut foarte mult de cei din generația părinților noștri, cei care probabil au apucat să, și nu că probabil, mai mult ca sigur au apucat să trăiască demolările din anii 80, care știu foarte bine istoria cartierului Uranus, iar paradoxal cunoscut foarte mult de cei care au locuit în zonă, de cei care știu cum arăta zona asta până în anii 70. Ca să intru foarte, foarte scurt și să comprim aproape un secol de existență al acestui inginer, Eugeniu Iordăchescu, care a decedat recent, acum câțiva ani, la 90 și, dacă mi-aduc bine aminte, la 92 de ani de viață, el era, în mod paradoxal, era brăilean. N-a avut nicio legătură cu București, era brăilean, s-a născut în 1929, însăși felul în care a ajuns inginer-constructor poate fi subiectul unui film, nu știu dacă de comedie sau un film artistic, dar cel puțin un documentar ar merita. A ajuns oarecum inginer-constructor printr-o întâmplare. Fiind 1949, termină liceu, atmosfera de după război, într-o familie de condiție mai modestă, orfan, rămas de mic orfan de tată și în ziua în care trebuia să vină să-și depună actele, cum face orice student la universitate la București, să-și aleagă drumul în viață, practic s-a întâmplat ceva, fiind o familie de condiție mai modestă, nu știu, n-a reușit, n-a avut în momentul ăla bani să plătească un bilet de tren. Avea un bun prieten și coleg de școală care pleca și el la București, efectiv a luat actele și dosarul cu acte și i-a zis, bă, dacă te duci la București, du-mi și mie actele, du-te și înscrie-mă și pe mine la facultatea de arhitectură, visul vieții lui fiind să urmeze arhitectura. Bun. Respectivul coleg se urcă seara în tren, ajunge dimineața de vreme la București, fiind brăilean, necunoscând orașul neașa, nu se duce la sediul facultății de arhitectură, la Institutul de Arhitectură, pe care cu toții îl știm în centrul capitalei, se duce la Politehnică, la Facultatea de Construcții, unde s-a înscris și el, îi depune și lui dosarul, se întoarce la Brăila, bun, îl așteaptă prietenul ungar, îl întreabă ce ai făcut. Păi știi că uite că n-am găsit că așa și te-am înscris și pe tine la construcții. Bun, a fost o oarecare ceartă așa amicală, după care s-a dus acasă, respectivul inginer s-a dus acasă, s-a sfătuit cu mama lui care era cea mai apropiată și au zis, bun, asta e, poate e un semn de la Dumnezeu, asta a fost drumul în viață, hai să-l urmăm să vedem unde duce firul vieții. Rezultatul. A terminat facultatea de construcții și a ajuns să scrie istorie în domeniul construcțiilor, să inventeze niște procedee unice și să rămână în galeria marilor constructori ai celui de-a doua jumătate a secolului 20. Nu vă mai spun că timp de două decenii a fost practic director în cadrul primăriei municipiului București, în cadrul Direcției Generale de Dezvoltare și Administrativ și Locativă, și a fost și director în cadrul Institutului de Proiectări din București. Adică, efectiv, prin mâna lui sau prin pixul lui, putem să spunem, prin avizarea sa, au trecut cam toate marile proiecte ale cartierelor pe care le știm astăzi din București. Adică toate ansamblurile de locuințe și cartierele din Lacutei, Giurgiului, Șoseaua Colentina, Doamna Ghica, toate, mare parte din Bucureștiul de astăzi, din cartierele construite în anii 70,
60-70, pe toată perioada epocii de aur, au trecut prin avizarea, prin avizarea asta. Bun, de ce? De ce spuneam că Eugeniu Iordăchescu rămâne unic în istoria construcțiilor? Prin ceea ce a făcut în zona cartierului Uranus în anii 80, metoda de translație pe care a inventat-o și grație căreia a reușit să salveze în București numai puțin de 12 biserici de la o demolare iminentă. Ce s-a întâmplat și de unde a și avut de suferit cumva în urma acestei oarecum opoziții față de ceea ce dorea Nicolae Ceaușescu și față de poziția oficială a regimului și felul în care funcționau lucrurile în epoca de aur. În 1977, știm cu toții, a fost celebrul cutremur de pământ din 4 martie 1977. Foarte multe clădiri din București au fost, mai ales blocurile vechi construite în perioada interbelică, au fost afectate ori s-au prăbușit cu victime, cu pagube materiale imense și foarte greu reparabile. Momentul ăsta a reprezentat pretextul perfect ca regimul comunist și în speță dictatorul Nicolae Ceaușescu să-și pună în aplicare proiectele și viziunea sa, inspirată foarte mult din Coreea de Nord, din Fenianul de astăzi. Dacă mergem să comparăm zona asta a Bucureștiului cu Fenianul, am vedea că sunt foarte similare. Moment în care șocul cel mai mare pe care nu numai Eugeniu Iordăchescu, ci toată lumea care lucra în domeniul arhitecturii, în domeniul construcțiilor, l-au avut în momentul în care s-a demolat Biserica Enei, care era undeva în zona pieții Universității de astăzi, mai există pe locul ei, este blocul de la Dunărea, există pe o clădire în zona, am văzut, există un banner care transpune cumva în două imagini și câteva cuvinte povestea fostei biserici. Era o biserică de vechime, în perioadă stil arhitectonic brâncovenesc, de câteva sute de ani vechime, niciun fel de argument n-a contat, s-a simulat un accident, a fost avariată, până la urmă s-a căutat orice soluție să dispară din ochii cuplului prezidențial Nicolae Elena Ceaușescu. Cum ziceam, momentul respectiv a fost un șoc pentru toată lumea din domeniul construcțiilor și arhitecturii. A fost și un moment de declic în care Iordăchescu a zis, bun, e clar că dacă cu biserica asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat, sistemul ăsta va continua, se va generaliza la nivelul orașului, se va întâmpla și cu alte biserici. Ce pot să fac eu ca să împiedic demolările de genul ăsta? Și iar, e un subiect întreg, cum a ajuns să inventeze această metodă. Era și un om foarte modest, niciodată nu și-a arogat așa merită, deși a inventat ceva, un procedeu unic în domeniul construcțiilor și cum v-am spus, la scara din România nu s-a aplicat nicăieri. A reușit să inventeze și să breveteze cu succes și să practic să transpună în realitate ideea în care o clădire poate călători pe șine de tren, se poate muta pe o distanță mai lungă sau mai scurtă în funcție de specificul fiecarei zone, de condițiile din fiecare proiect, la fel cum oamenii și cum tururile mele de multe ori se desfășoară sub, putem să spunem așa, sub marca călătorii pe șine și la fel cum ca oameni, orice om poate se urce într-un tren să călătorească cu ajutorul unui tren pe șinele de cale ferată. La fel, deși pare incredibil, și o construcție, o biserică, un bloc de locuințe, o clădire publică poate călători tot așa pe șine de cale ferată pe o distanță, bine, mult mai mică, nu se pune vorba de ordinul sutelor de kilometri sau chiar a miilor de kilometri cum se călătorește astăzi. În cazul clădirilor sunt călătorii de astea, de la câteva zeci de metri până la, în cel mai amplu caz, așa, au fost câteva sute de metri. Dar o să povestim pe parcursul turului la fiecare oprire, pentru că practic ăsta va fi subiectul turului de astăzi. Vom merge să vizităm câteva dintre bisericile care au călătorit în felul ăsta și vom vedea de unde au plecat și unde au ajuns. Chiar și acum, dacă cei care ne privesc pot vedea, ne-am oprit la prima vedere într-o simplă intersecție din București. Poate lumea ar spune, domne, ce-i cu ghidul ăsta? Pentru ce facem o filmare și practic un reportaj într-o intersecție banală, într-o intersecție aglomerată din orice oraș, într-o intersecție care nu ne spune nimic? Ei, vă spun că nu ne-am oprit din întâmplare. De ce? Pentru că practic din locul ăsta a început toată povestea pe care o vom evoca în traseul de astăzi. Adică dacă ne întoarcem cu privirea și ne uităm în spatele pomilor care străjuiesc Palatul Parlamentului sau Casa Poporului, cum era ea cunoscută în anii 80,
Deși pare incredibil, pe deal, pe delușor unde sunt acum acei pomi, până în 1982 exista o biserică. O biserică care a plecat din locul ăla și s-a mutat în spatele blocului pe care îl vedeți în fața aparatului de filmat și pe care vom merge practic să vedem unde a ajuns. Și iată că după câțiva pași, după ce am traversat intersecția aglomerată în care ne-am început practic filmarea de astăzi, iată că am și găsit subiectul despre care vă povesteam, bisericuța în speță cu care a început toată povestea lui Eugeniu Iordăchescu și toată povestea translatărilor de clădiri din anii 80. O bisericuță care era partea unei vechi mănăstiri de maici, ctitorită și târnosită practic în octombrie 1726, chiar la 1 octombrie 1726, care a viețuit liniștită într-o mică obște monahală timp de 200 de ani până în 1982. Când în 1982 se începe proiectul de la Palatul Parlamentului, Casa Poporului și practic organele, între ghilimele, organele de partiții de stat hotărăsc pe ce tu e soarta bisericuței. Dom'le, e mică, e ruinată, nu mai e importantă, bun, o demolăm, scăpăm de ea, dictatorul nu mai vrea să o vadă, chiar cei care au lucrat în institutul de construcții și așa spun că de multe ori nu dictatorul era cel mai, în mod paradoxal, nu dictatorul era cel mai mare opozant, de cele mai multe ori se spune că Elena Ceaușescu era chiar mai rea și mai înverșunată decât el. Adică mi-au relatat foști ingineri din domeniul construcțiilor care au fost implicați în lucrările din zona asta și care au discutat cu amândoi și care spun de multe ori ce pe el, dacă îl prindeai într-o zi mai bună și, sau știai cum să-l iei și să-l aduci încet, încet, cu argumente mai pe ocolite, așa către soluția tehnică pe care vrei să-l impui, puteai să ai șanse să reușești să-l convingi și să-l aduci la ceva maxim măcar apropiat de ceea ce gândeai tu ca inginer sau ca inginer constructor sau ca arhitect, dar cu ea nu se putea discuta. În momentul în care avea o idee, era fixă și înverșunată pe ea, nu. Ea știa tot, ea nu puteai să o convingi folosind niciun fel de argument logic. Aici, fiind practic și prima biserică și fiind translatată și fiind partidul vrând să-și creeze o imagine pozitivă, în momentul în care inginerul Iordăchescu a venit și a propus metoda, practic, s-a dus și a spus, e păcat totuși să demolăm biserica asta, are 300 de ani vechime, e mică, uite, eu am găsit o soluție în care aș putea să o mut în spatele blocurilor, să nu mai fie vizibilă, să o salvăm totuși. Toată lumea și chiar și conducerea Institutului de Construcție au zis, domne, e ceva nemai văzut, uimitor, nu știm dacă merge, pur și simplu e ceva care frizează aproape nesăpuința. Cum să te gândești să muți o clădire de câteva mii de tone ca greutate? Cum să te gândești să o iei, să o muți cât s-a mutat ea 200 de metri, pe care noi am parcurs practic fără să ne dăm seama. Nu vă mai vorbesc de rotirile care s-au făcut în plan orizontal, pentru că a fost o întreagă operațiune care practic a durat, s-a mutat în trei etape și a durat 3 zile. Adică aici a fost una dintre cele mai ușoare lucrări din punct de vedere tehnic și a durat oarecum foarte puțin, 3 zile în care biserica a fost trasă cu un sistem de cabluri trolii electrice cu viteze între 1 metru pe oră și 4 metri pe oră, cea mai mare viteză. Dacă le-am comparat cu viteza unei mașini de astăzi, pare infime, dar la scara mutării unei construcții a fost ceva uimitor și care nu se mai încercase nicăieri în lume. Și pe care practic Iordăchescu îl descoperise într-un volum vechi în anii 30, încercase inginerul Prager, iară un alt titan al construcțiilor din perioada interbelică, creatorul practic a mare parte din clădirile de beton armat din București, edificii publice de genul Palatul Guvernului sau Palatul Ministerului Transporturilor, sunt creațiile lui Prager. Prager oarecum anticipase cumva tehnologia asta, dar într-o formă mult mai puțin amplă și mult mai de început, reușise undeva în 1936, dacă mi-aduc foarte bine aminte, să ridice o biserică care există și astăzi, lângă la Buftea, lângă București, bisericuța din satul Rebegești,
care era pe malul unui lac, în momentul în care s-a pus problema să canalizăm Colentina Screm, salba de lacuri pe care le avem și astăzi, lacul Herăstrău, lacul Tei, toate zonele de agrement care s-au dezvoltat practic în perioada interbelică pe cursul Colentinei, și la Buftea s-a făcut un lac. Lac care trebuia să, bisericuța practic rămânea sub apele lacului, urma să fie inundată. În momentul respectiv, inginerul Prager cu primarul Nicolae Caranfil, cu directorul de la Uzinele Comunale București, au făcut un proiect și au zis, bun, putem să o ridicăm de pe fundație, să-i ridicăm cota cu 3 metri. Acest proiect a rămas în istoria Institutului de Construcții. Inginerul Iordăchescu l-a descoperit în anii 80, când își punea problema cum să salveze aceste biserici, și l-a rafinat. Adică a preluat toată partea de ridicare a unei clădiri de pe fundație, care a adăugat opera proprie și pentru ce a rămas cunoscut în istoria construcțiilor, ideea că o clădire odată ridicată de pe fundație poate fi translatată pe șine de cale ferată și mutată, cum v-am povestit. Exact ce s-a întâmplat aici. Și uite cum, pornind de la mica bisericuță de la Schitul Maicilor, pașii ne-au adus pe strada Justiției, în mica piațetă, așa, în mica piațetă care intersectează strada Mitropolitan Timi-Fireanu, la cărui statui o și vedeți grație ochiului magic al aparatului de filmat, și la mănăstirea care practic poartă numele acestui mitropolit, care a fost cel care a fost între 1708 și 1716 mitropolitul țării românești. Dacă ar fi să ne luăm după documentele păstrate în arhivele naționale și în istoria Bucureștiului, ne-am aflat, după cum zic documentele, în Mahalaua Popii Vașco, foarte aproape de locul în care odinioară exista o bisericuță de lemn ctitorită de paharnicul Staicu Merișanu. Ne aflăm practic la intrarea în mănăstirea Antim, după cum vă spuneam, cea care poartă numele și închinată mitropolitului Antim Mifireanu, un ansamblu ridicat între 1713 și 1715, legenda istorică spune că tot ce vedem aici s-a construit ca urmare a unui vis pe care acest mitropolit Antim Mifireanu, originar din Georgia de astăzi, l-a avut. Și practic în vis i-ar fi apărut, nu știu exact dacă Maica Domnului sau Dumnezeu sau Iisus Hristos, dar în orice caz i-a apărut unul dintre personajele din religia creștină, care cumva l-a îndemnat să ridice această mănăstire. De ce ne-am oprit aici și care este legătura între această mănăstire, care, cum v-am zis, datează de la 1713, și inginerul Iordăchescu, și Bucureștiul și istoria Bucureștiului din perioada epocii de aur, din anii 80. Și în cazul acestei mănăstiri, o parte din elementele pe care le vedeți astăzi au fost translatate chiar aici, a fost cumva, cum vă spuneam, și la bisericuța de la Schitul Maicilor, aici a fost, în cazul ăsta, a fost apogeul tehnologiei inventate de inginerul Iordăchescu, adică a fost cea mai grea clădire care s-a translatat vreodată, o clădire care a cântărit 10.000 de tone. 9.000 de tone avea clădirea în sine, 1.000 de tone avea biblioteca și cu tot ce se afla în interior. Ce s-a întâmplat? În 1984, în momentul în care în toată zona se demolau, era o întreagă fervoare, cădeau case pe străzile astea una după alta, se construiau blocurile pe care le-ați văzut de unde am pornit, practic cartierul începea să capete forma pe care o are astăzi. Cei de pe șantierul de aici, într-una din desele vizite de lucru pe care le făcea dictatorul pe șantier, au rămas cumva șocați. De ce? L-au văzut făcând gestul pe care toată lumea în domeniul construcțiilor știa, l-au văzut arătând cu mâna către biserică. Cei cu care am discutat și toată lumea care a fost cumva implicată în construcțiile din București din anii 80, știu și aduc aminte că în momentul în care dictatorul era văzut arătând cu mâna către un plan sau pe un șantier arătând cu mâna către o anumită clădire sau către o anumită zonă, făcând gestul ăsta larg în care arăta așa cu mâna, de cele mai multe ori și aproape 99% din cazuri se traducea în ideea ce vede, unde arăt eu cu mâna trebuie să dispară, nu mai vreau să văd o clădire care mă deranjează din punct de vedere vizual.
În momentul în care l-au văzut pe șantier arătând cu mâna către mănăstire, toată lumea a înghețat cu o frază pe care nimeni n-a îndrăznit să o rostească pe buze. Oare nu cumva vrea să dărâme biserica? Din păcate, exact asta se întâmpla. Însă, din nou a intervenit grația divină și inginerul Iordăchescu, care a reușit cumva să salveze această mănăstire, chiar dacă ciuntită, reducând suprafața incintei, prin translatarea palatului sinodal, practic. Cel pe care îl vedem în fața aparatului de filmat. O clădire, după cum vedeți, un stil superb neoromânesc, inaugurată în 1912, revenind cumva la povestea mănăstirii Antim și a ceea ce s-a întâmplat aici în anii 80, după cum v-am zis, a fost cea mai cumva apogeul procedurii de translație inventată de Iordăchescu. După efortul supraomenești, până la urmă, Nicolae Ceaușescu a fost cumva adus către acceptarea deciziei de a păstra pe loc biserica, care reprezintă și astăzi punctul central al întregului ansamblu al mănăstirii, de a reduce suprafața întregii incinte prin translatarea palatului sinodal și a cuhniei. Cuhnia ulterior a fost demolată pentru că după ce au translatat-o cumva au ajuns la concluzia că nu se încadrează în planul pe care urma să-l aibă zona și atunci, deși fusese translatată, până la urmă au decis să o demoleze pentru că nu-și mai găsea locul, nu se mai integra în ansamblu. Și mare parte din ceea ce s-a întâmplat aici s-a întâmplat în urma unor ordine verbale. Adică dacă merge în arhivele Bucureștiului sau în arhivele primăriei, n-am găsit niciun document scris care să ateste că s-a acceptat varianta de translare sau am găsit foarte puține documente deja din fazele ulterioare ale translării. Dar un document inițial care să spună da, bun, se acceptă și vom translata biserica așa, e foarte greu de găsit și aproape inexistent. Întreaga operațiune, chiar și în lucrările care s-au scris după 1990 despre tehnica realizată de inginerul Iordăchescu, despre ceea ce s-a întâmplat aici în București, în translările de biserici, în translările de clădiri în anii 80, chiar se menționează acest lucru, că pe șantier s-a lucrat foarte mult în baza unor ordine verbale, nu s-au făcut documente. Cum vă spuneam, a fost cea mai complicată mutare a unui ansamblu de genul ăsta și a unei biserici. O clădire de 9000 de tone greutate și cu 1000 de tone greutatea bibliotecii din interior și a mobilierului și așa, mutată în plină iarnă, chiar consemnările celor de pe șantier și amintirile celor care au lucrat la acest proiect spun că s-a făcut în mai multe etape succesive, două faze, pe de o parte o rotire în plan orizontal și o translare pe o distanță de 20 de metri, care, dată fiind amploarea proiectului și greutatea clădirii, a durat cam 5 luni. De la momentul în care s-a pus ideea, bun, salvăm Palatul Sinodal prin mutarea lui, până când s-a pus în practică tot proiectul. Cea mai complicată parte din toată această demers tehnic a fost rotirea clădirii, care s-a realizat în 21 ianuarie 1984. Pe un ger de crăpau pietrele, temperatura exterioară în momentul ăla era undeva la minus 18 grade. Întreaga operațiune a durat aproape 6 ore și jumătate. Au fost numai puțin de 155 de prese hidraulice care au ridicat clădirea de pe fundațiile ei. A rulat pe 25 de segmente de cale ferată, în termen tehnici, cum le-ar spune inginerii feroviari, de panouri de cale, pe care dacă ar fi fost să le punem cap la cap, am fi ținut o lungime de la un cap la altul undeva la 730 de metri. Vă dați seama, ceva nu se mai văzuse în toată lumea, o operațiune la scara la care s-a întâmplat aici. Și în mod paradoxal, ăsta n-a fost finalul proiectului. O lună mai târziu, în 20 februarie, din nou pe un ger de crăpau pietre, chiar la o temperatură și mai mică decât ce se întâmplase cu o lună înainte, la minus 20 de grade, după realizarea altor 13 segmente de linie pe care, dacă le-am pune cap la cap, iar obțineam o distanță de 920 de metri, aproape un kilometru de panouri de cale.
Pe 145 de boghiuri speciale, clădirea a fost deplasată până în poziția pe care o are și astăzi, în 13 ore, cu o viteză de un metru, un metru pe oră, care, cum v-am spus și la bisericuța de la Schitul Maicilor, deși pare, poate părea insignifiantă și așa, zici, un metru nu semnifică nimic, e o distanță foarte mică, la scara, la scara mutării unei construcții a fost ceva nemai văzut, nemai întâlnit și foarte, foarte rapid. Iată cum în turul nostru pașii ne-au purtat pe micile străduțe din spatele blocurilor până la un alt ansamblu important care își datorează existența astăzi și însăși faptul că îl mai putem vedea astăzi, inginerului Iordăchescu și procedurului pe care l-a inventat această translație a bisericii, este Mănăstirea Mihai Vodă. Mănăstirea Mihai Vodă, care datează, cum și bine îi spune numele, datează din perioada lui Mihai Viteazu. Adică se spune că a fost titorită între 1589-1591 de însăși Mihai Viteazu, domnul țării românești, cum era cunoscut în acea perioadă, Mihai Vodă. Deși săpăturile arheologice făcute pe dealul care exista aici până în anii 80, practic pe amplasamentul inițial al mănăstirii, au relevat urmele unei așezări dacice care se pare că ar fi existat undeva până la începutul secolului I după Hristos. Biserica, apogeul ei și practic felul în care a ajuns să fie una dintre cele mai importante lăcașuri de cult din țara românească, își datea undeva la sfârșitul secolului al XVI-lea, când în jurul ei s-a ridicat un întreg complex de chilii, case egumenești, locuința domnitorului, un turn de clopotniță pe care îl vedeți și astăzi, încă există pe una dintre laturile bisericii, cuhnii, diverse alte acareturi, practic toată suprafața incintei, deși astăzi ne-ar putea părea o suprafață modică, 300 de metri pătrați are curtea unei vile mai, așa să zicem, unei vile mai mici din împrejurimile Bucureștiului. Dar la vremea aia, pentru o mănăstire, o suprafață de 300 de metri pătrați era ceva mare, nu era de aici de acolo. De-a lungul timpului, mănăstirea a continuat să existe, să funcționeze ca așezământ monahal. În 1821 devine sălaș pentru oastea lui Tudor Vladimirescu. În 1828-1829, în timpul războiului ruso-turc, vechile case domnești au fost transformate într-un fel de spital de campanie pentru soldații ruși. În 1856, în timpul războiului Crimeei, în câteva ani din încăperile acestei clădiri, medicul Barbu Dimitrie Știrbei înființează prima școală de chirurgie din țara românească. Practic aici începe să activeze celebrul doctor Carol Davila. În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza aici se realizează uniforme militare. Erau câteva ateliere care manufacturau uniforme militare. Ulterior, în timpul războiului de independență de la 1877-1878, pentru o scurtă vreme, clădirile mănăstirii au devenit sedii temporare pentru unele din serviciile administrative ale Bucureștiului, adică s-a mutat primăria sectorului, poliția. Ulterior, ultima utilizare și practic cea mai cunoscută pe care au apucat-o și părinții noștri și cei care au trăit în cartier până în anii 80, a fost de sediu al arhivelor statului, practic în locul trapezei mănăstirii, care era prea ruinată de-a lungul timpului ca să mai fie restaurată. Între 1911 și 1924 s-a ridicat o clădire nouă pe care astăzi o mai putem vedea în vechile cărți poștale, în vechile fotografii de epocă, cele care realizate, chiar am găsit câteva fotografii din timpul demolărilor din cartier, încă dinainte de 1984, cu clădirea respectivă, Palatul Arhivelor, încă în picioare, funcționau și erau găzduite arhivele naționale. Însă, deși după cutremurul din 1977, o parte din pagubele pe care le suferise la cutremur au fost restaurate, se începuse o campanie așa de remediere cât s-a putut din modestele fonduri pe care le-a putut asigura
comunitatea locală și din danile pe care le-au făcut cei care locuiau pe străzile din jurul bisericii și în casele, micul cartier așa din jurul bisericii. Ca și în celelalte cazuri, în 1985, soarta bisericii practic a fost pecetuită. În ianuarie, în plină iarnă, în ianuarie 1985, Nicolae Ceaușescu dă un ordin în care nici n-am studiat foarte, foarte mult în istoria Bucureștiului să văd dacă a fost un ordin verbal sau a existat și un document scris. Cert este că, din ce își aminteau cei care au lucrat pe șantier, într-o ședință, dictatorul Ceaușescu ar fi venit și ar fi spus ceva de genul: bun, demolați, demolați, să nu mai văd nici mânățirea asta, nu mă interesează cât de veche e, orașul trebuie să, n-avem nevoie de ea, practic să cadă sub lama buldozerului. Bun, din nou apare inginerul Iordăchescu, procedeul său salvator, și ajunge la concluzia: maximum pe care îl putem salva din toată incinta asta este să salvăm biserica și clopotnița. Palatul Arhivelor nu l-a putut convinge nimeni pe dictator să-l păstreze. S-a demolat, cum vă ziceam, în plină iarnă. Nu vă mai spun ce a însemnat să muți documente de arhivă și aia, să le care efectiv cu sacoșa prin București, de la sediu care urma să fie demolat până la noul sediu și prin depozitele Bucureștiului. O parte din documente au fost afectate de felul în care au fost mutate, s-au pierdut. A fost pentru istoricii, pentru arhiviști, a fost o întreagă dramă demolarea Palatului Arhivelor Statului și practic mutarea acestor documente, cum v-am zis, cu sacoșa prin tramvaie, cu camionul, cum s-a putut în plină iarnă în 1985. Dar cu toată opoziția personalităților din domeniul construcțiilor, a numeroși intelectuali români, ca să vă dau așa câteva nume, a fost doctorul Răzvan Teodorescu, care era istoric de artă, profesorul Dinu Giurescu, care era istoric, profesorul Dionisie Pipidi, care era unul dintre cei mai cunoscuți arheologi, arhitectul Șerban Cantacuzino, care în acel moment era și vicepreședinte al Comitetului Internațional al Monumentelor Istorice. În fine, toată lumea care și-a dat seama de valoarea și care cunoștea valoarea arhitecturală a ansamblului, valoarea istorică a clădirii, toți au, deși au manifestat o opoziție ca și în cazul Mănăstirii Văcărești, niciun argument n-a reușit să-i schimbe Nicolae Ceaușescu decizia de a demola mănăstirea. Cert este că dealul pe care se afla mănăstirea a fost ras cu totul de pe fața pământului. Astăzi în locul lui e Bulevardul Libertății, nici nu ne mai spune nimic din zona aia, din colțul Parcului Izbor și din Bulevard, că acolo practic exista o mică colină. Biserica și clopotnița au fost salvate, cum vă spuneam, grație procedeului Eugen Iordăchescu, grație geniului și metodei inventate de el. Și au fost aduse pe amplasamentul pe care îl puteți vedea și astăzi. A fost una dintre cele mai lungi distanțe pe care au călătorit, adică biserica a călătorit pe 289 de metri, clopotnița pe 255 de metri. A fost cea mai amplă operațiune din punct de vedere tehnic, pentru că a necesitat un număr de 6 mișcări în cazul bisericii și alte 5 în cazul clopotniței. Adică biserica practic amândouă au rulat pe un plan înclinat, au fost rotite sub diferite unghiuri ca să ajungă practic în poziția în care le vedem și astăzi. Operațiunea a debutat în 7 octombrie 1985 la ora 11 și s-a finalizat după câteva luni în 15 februarie 1986, când cele două clădiri s-au așezat pe amplasamentul pe care le vedem și astăzi. Ce ar mai fi foarte, foarte interesant de spus despre ele, că după 1989 blocurile care le înconjoară încă nu erau finalizate, rămăsese un spațiu între două blocuri. Inginerul Iordăchescu cumva a ajuns la concluzia, chiar a propus municipalității Bucureștiului, le-a spus ceva de genul, zice: colina pe care se afla biserica nu mai am cum să o reconstruiesc, dar măcar să readuc înapoi biserica și clopotnița pe vechiul amplasament, cum le-am translatat, pot să le aduc înapoi. A fost o întreagă discuție, cumva proiectul a rămas așa, într-o stare de așteptare, ulterior blocurile s-au terminat și practic s-a renunțat la ideea de a le mai aduce pe amplasamentul inițial, au rămas cumva pe amplasamentul pe care se găsesc și astăzi.
un amănunt important din istoria bisericii pentru care a fost cunoscută în toată perioada interbelică este faptul că, după cum bine ne spune și numele său, ansamblu Mihai Vodă, partea, ceremonia religioasă de înaintare a cavalerilor Ordinului Mihai Viteazul se desfășura aici. Iată cum din nou pașii ne-au purtat pe micile străduțe din spatele blocurilor de pe Bulevardele Libertății de pe splaiul Unirii de astăzi și cum am ajuns, practic, fără să ne dăm seama, încet, încet am ajuns în locul în care ne aflăm acum, în curtea bisericuței Sfântul Spiridon Vechi, o bisericuță mică, ctitorită în 1746-1748 de către Patriarhul Silvestru al Antiohiei. Cu banii domnitorului Constantin Maevrocordat, din nou pe locul unei mai vechi mănăstiri ridicate undeva în secolul XVII de boierii Florești, în cadrul acestei mănăstiri exista și o bisericuță de lemn care s-a ruinat de-a lungul timpului și practic pe locul ei a apărut bisericuța pe care o vedem și astăzi. O să vedeți de ce ne-am oprit, nu ne-am oprit întâmplător. Din nou o mică obște monahală care a trăit liniștită în cadrul cartierului în care se desfășurau slujbele de fiecare duminică, slujbele de Paști și de celelalte sărbători religioase, până în 1987. În 1987, când în 27 august, din ordinul lui Nicolae Ceaușescu, în câteva ore bisericuța a fost literalmente rasă de pe fața pământului, în ciuda eforturilor disperate ale preotului paroh, avem și numele lui, preotul paroh Alexandru Zaharescu, care vă dați seama, ce puteai să faci în câteva ore, în momentul în care, practic, dimineața a primit o hârtie oficială în care i s-a zis strânge ce mai puteți, că peste câteva ore vin buldozerele și biserica se va demola. Chiar legendele locale și ce am auzit dintre cei mai vârstnici care încă mai știau sau asistaseră cumva la demolare, se spune că o parte din pereți n-au putut fi dat jos nici de cupa excavatorului, n-au putut fi dat jos nici cu tractorul când i-au tras, nu s-au putut demola niciun fel, încât până la urmă au fost aduși niște militari la care li s-a dat ordine, păi luați o grenadă și aruncați-o în pereții ăștia să explodeze, să se termine odată cu ei. Se spune că unul dintre militari, credincios fiind și așa, a refuzat să îndeplinească ordinul ăsta. Nu știu dacă povestea e adevărată, ce s-a întâmplat cu el, dacă e într-adevăr o frumoasă legendă urbană sau e, așa s-au întâmplat lucrurile pe șantier, dar cumva a fost un moment așa definitoriu în felul în care s-au făcut demolările în anii 80, lucruri. Ce s-a întâmplat aici, practic, s-a repetat și în cazul altor biserici. Însă, în mod surprinzător, după 1989, practic, după Revoluție, comunitatea din cartier, pentru că locul ăsta rămăsese cumva ca un teren viran, oamenii au pus mână de la mână și s-au hotărât să reconstruiască bisericuța exact cum și-o aminteau ei și cât mai aproape de forma originală și, după cum puteți vedea, grație aparatului de filmat, au și reușit. Iată cum în turul nostru pașii ne-au purtat prin străduțe și prin părculețul din spatele tribunalului și, aproape fără să ne dăm seama, am ajuns în zona Piaței Unirii, mai exact în curtea bisericii Domnița Bălașa, unde o să ne oprim câteva minute să vorbim nu atât despre biserică, pentru că ea n-a avut de suferit în anii epocii comuniste, n-a fost translatată, n-ar intra în subiectul turului nostru de astăzi, dar ea practic reprezintă cam ultima bucată din întregul ansamblu al Spitalului Brâncovenesc sau mai bine zis al așezămintelor brâncovenești care existau în zonă. Ea e cam ultima clădire care ne amintește de întregul ansamblu, este părticica care a rămas neafectată de demolările din anii 80, restul ansamblului, inclusiv Spitalul Brâncovenesc, inclusiv celelalte clădiri din cadrul așezămintelor fiind demolate. De ce ne-am oprit aici? Cum ați văzut în turul nostru, nimic nu e întâmplător. Ne-am oprit și o să povestim un pic de statuia
domniței Bălașa, care își datorează existența pe locul ăsta și practic faptul că a scăpat și o putem vedea astăzi din nou lui Eugen Iordăchescu. De ce? Ea era în curtea vechiului spital brâncovenesc, care se afla cumva aproximativ pe locul blocurilor pe care le vedeți în fundal. În momentul în care spitalul s-a demolat, s-au construit această centură de blocuri, practic, biserica să fie mascată vederii, să nu se mai vadă de la artera principală din Piața Unirii sau de pe splaiul Dâmboviței, statuia rămăsese cumva în spatele blocului, exact la ieșirea de serviciu a blocului, din ce mi-au spus riveranii, în blocul în care, foarte aproape de platforma pe care au depozitate tomberoanele de gunoi. Cert este că monumentul pe care îl vedeți, că este și monument de operă de artă și monument de arhitectură, practic clasat în lista monumentelor istorice, ea este sculptată în 1881 de celebrul sculptor Karl Storch. După cum v-am zis, rămăsese o operă de artă abandonată pe un teren în spatele blocului, în zona în care se între tomberoanele de gunoi, practic. Preotul paroh al bisericii a început să insiste, chiar avem și numele lui, preotul Mihai Marinescu, a insistat pe lângă viceprimarul capitalei din acei ani, inginerul Iordache. Până la urmă au reușit să-l convingă încât a zis: domne, dacă găsești pe cineva care să-ți ia statuia, să-ți o mute, să-ți o aducă în curtea bisericii, eu nu mă opun. Dacă reușești să găsești, să rezolvi problema aceasta, eu nu mă opun. Nu-i nicio lucrare de amploare, e și în spatele blocului, e cumva mai într-o zonă mai nevăzută, deci din partea mea aveți toată deschiderea, nu pot să vă ajut, dar nici nu vă încurc dacă vreți să mutați statuia. Cert este că iar a intervenit harul divin, nu știu prin ce mijloace s-a creat această legătură între preotul paroh și inginerul Iordăchescu. Iordăchescu a venit pe teren, a văzut despre ce e vorba și a spus: știți, eu am mutat o biserică de, ați văzut, Palatul Sinodal, o clădire de 10.000 de tone. Să mut o statuie de câteva tone, în termeni profane, așa, între ghilimele, ce e floare la ureche. O mut în jumătate de zi, nu-mi pune nicio problemă. Nici tehnică, nici logistică, nici nimic. Ce găsesc o macara, un camion, o mutăm foarte bine. O aduc în curtea bisericii. Cert este că exact asta s-a și întâmplat. Au venit cu un camion, cu o macara, au luat statuia de pe poziția pe care era în spatele blocului între tomberoanele de gunoi, au adus-o în curtea bisericii, o vedeți și astăzi proaspăt restaurată, cum are cumva o soartă fericită, pentru că altfel dacă n-ar fi fost Iordăchescu să o aducă pe amplasamentul pe care se găsește astăzi, nu știm ce s-ar fi întâmplat cu ea, poate că ar fi rămas în spatele blocului abandonată, poate ar fi fost demontată și mutată în altă parte, oricum n-ar mai fi fost această legătură între fostele așezăminte brâncovenești, practic spitalul brâncovenesc, care era unul dintre cele mai vechi spitale din București, și pentru că l-am menționat, nu putem practic să plecăm de aici fără să nu spunem două, trei cuvinte și despre el. Era ridicat între 28 august 1835, de data asta documentele de arhivă păstrează practic perioada în care s-a construit, 28 august 1835 a început construcția lui, s-a terminat în 14 octombrie 1838 de către Elisabeta sau Safta Brâncoveanu, cum era cunoscută, care era nimeni altă decât văduva marelui Ban Grigore Basarab Brâncoveanu, din familia brâncovenilor, practic descendentă directă a domnitorului Constantin Brâncoveanu. În momentul inaugurării, spitalul era practic un centru, alături de spitalul Colția, era un centru și unul dintre cele mai cunoscute centre de medicale din Bucureștiul acelei perioade istorice. Nu mai zicem că pentru buna funcționare acestui așezământ, acestui spital, fusese înzestrat cu o întreagă sumă de proprietăți de moșii care practic aparțineau fondatoarei sale, o întreagă pleiadă de acareturi, de bălți, de
ferme, care practic toate reușeau cumva să producă banii necesari pentru a întreține, după cum spun cheltuielile, după cum spun documentele de arhivă, a întreține cheltuielile spitalului pentru 60 de bolnavi și nu numai a întreține spitalul în forma lui inițială, ci a și permite ca numărul bolnavilor să sporească sau să scadă în funcție de valoarea veniturilor anuale pe care le obțineau aceste moșii cu care era înzestrat. Din păcate, clădirea inițial a fost grav afectată de un incendiu în 1800, undeva către cea de-a doua jumătate a secolului XIX, a fost reconstruită în 1880-1890, a fost și extinsă, avea la momentul ăla 240 de paturi și beneficia de cele mai moderne dotări la vremea aia. În 1904 se pare că a fost una dintre primele clădiri în care s-au folosit în premieră națională planșeele de beton. Deci vechile planșee de lemn au fost înlocuite cu structuri din beton armat. După primul război mondial, spitalul împreună cu toate moșiile familiei Brâncoveanu au fost expropriate, au trecut în proprietatea publică, însă a continuat să funcționeze și în proprietatea statului. A mai trecut printr-un incendiu în 1938, în 8 iunie 1938, și a ajuns în final în 1946 să fie naționalizat. Pentru ce a rămas în istoria medicală a Bucureștiului și pentru faptul că, într-o parte a sa, academicianul Alexandru Rădulescu a înființat prima clinică de ortopedie și traumatologie din România. Adică primele operații care astăzi ni se par ceva așa obișnuit, ați pune o operație la un picior, ați pune un picior în gips, ați vindeca o fractură. Practic, primele vindecări mai complexe ale unor fracturi sau operații de ortopedie s-au făcut exact în fostul spital brâncovenesc, pe care, din păcate, astăzi, din cauza demolărilor din anii 80, nu mai putem vedea decât în ilustratele sau în fotografiile de epocă, nemai existând nimic din cadru, sau fiind practic demolat în iarna anului 1984 într-o operațiune care s-a realizat cumva în secret, autoritățile comuniste temându-se cumva și de o revoltă, de o reacție adversă a locuitorilor din zonă. Și practic tot ce a rămas din spital și așa ar fi un lucru neștiut și pe care l-am aflat și eu cu surprindere în turul pe care l-am realizat în zona asta. Dacă vă uitați atent la zidul blocului, veți vedea că cu o serie de elemente rămase din materiale recuperate de la demolări, vedeți acel brâu de pietre, de piatră roșie, de plăci de marmură și acea fereastră, constructorii blocului au făcut un mic artificiu, așa, au încercat cumva să păstreze memoria locului creând acest perete care cumva ar fi o interpretare modernă a stilului brâncovenesc de clădire, care poate dacă n-aș fi făcut turul ăsta și n-am fi venit pe traseul pe care ne plimbăm astăzi, nici eu nu l-aș fi observat și nu l-aș fi cunoscut. Și pe care e un element pe care l-am aflat și eu cu surprindere. Să descoper, nu-l știam până nu m-am apucat cât de cât să documentez istoria spitalului brâncovenesc și practic istoria întregii zone a Pieței Unirii de astăzi. Continuând-ne turul și așa și plimbându-ne practic pe o latură a Pieței Unirii, cum pașii ne-au adus încet încet către o altă bisericuță translatată de inginerul Iordăchescu. Bisericuța cu hramul Sfântului Ilie sau Sfântul Ilie Rahova, cum o cunosc toți cei din zonă. De ce? Pentru că ea se afla pe vechiul traseu al căii Rahovei, chiar în prima parte a căii Rahovei, care începea undeva de peste Dâmbovița din zona curții vechi de astăzi. Paradoxal, datorită schimbărilor din oraș și mai ales datorită schimbărilor din anii 80, traseul vechi artere s-a schimbat și astăzi începe din Piața Unirii, dar pe orientare și pe axă total diferită de felul în care era în Bucureștiul interbelic și practic până în anii 80. Bisericuța pe care o vedeți în grație aparatului de filmat este un locaj de cult ctitorit aproximativ în 1738 de către un monah numit Isaia Novăceanu, sora sa Sanda și soțul acesteia Atanasie,
se pare pe locul unei biserici mai vechi, ridicată în 1706 de către Safta Brâncoveanu, care cumva era ca un fel de paraclis al spitalului brâncovenesc, era cumva la limita așezămintelor monahale, vedeți că distanța nu era foarte mare, era chiar ca un mic paraclis al bisericii de la Domnița Bălașa, pe care am văzut-o acum câteva minute. Era importantă foarte mult pentru obștea din cartierul, sau după cum zic documente de arhivă, din Mahalaua, din jurul ei, care era constituită în principal din mici negustori, mici meșteșugari, plăpumari, pantofari, dogari, vărari, cei care practic făceau varul stins. Însă bisericuța asta fiind cumva ca folosită numai de mica obște, s-a ruinat după cutremurul din 1802. A fost refăcută undeva la mijlocul secolului al XIX-lea de către vornicul Fotache Știrbei, care nici n-a avut urmași, cumva și-a înzestrat-o, și-a donat cumva întreaga avere, a lăsat prin testament, așa cu limbă de moarte, cum se spune în termeni mai profani, ca întreaga sa avere să fie donată acestei bisericuțe și practic să fie folosită pentru întreținerea ei, pentru dăinuirea ei de-a lungul veacurilor. Cert este că la 15 august 1838 biserica a fost terminată, în 1874 a fost iar restaurată, repictată de marele pictor Gheorghe Tătărescu, a viețuit liniștită până undeva în 1978. Când în 1978, în contextul demolărilor, au început încet presiunile asupra preotului paroc și practic presiunile asupra întregii comunități din jurul ei, au început să se demoleze încet. Prima pasă a fost că s-a expropriat terenul din jurul ei, micile case din zona au început să cadă încet una după alta sub lamele buldozerului. Cert este că în octombrie 1979, practic în 4 octombrie 1979, a venit actul oficial care a consfințit decizia de a se demola și biserica. Practic, de la primăria Bucureștiului s-a trimis o hârtie oficială în care preotul paroh a fost anunțat nici mai mult, nici mai puțin decât de faptul că biserica urmează să fie inclusă și ea în planurile de demolare. În termeni mai profani s-a spus că de genul faceți bine, strângeți odoarele de preț, strângeți icoanele, încercați să mai salvați ceva dacă puteți să demontați catapeteasma, lemnăria din biserică, pentru că se va demola. Preotul paroh imediat și din ce am avut chiar o fericită discuție cu actualul preot al bisericii, care mi-a confirmat toate aceste informații găsite în arhivele Bucureștiului și în documentația pe care am folosit-o când am studiat și când am creat acest traseu al bisericilor translatate de inginerul Iordachescu, mi-a confirmat faptul că în urma primirii acestei scrisori, imediat preotul paroh din acel moment, Mircea Gorețchi, pe numele său, a convocat imediat Consiliul Micii Parohii, practic Consiliul Parohial, au venit toți donatorii bisericii, toți cei care erau membru în acest consiliu, au făcut o ședință și au zis ce facem? Acceptăm fără cârdire varianta asta de a se demola biserica sau încercăm să ne luptăm pentru ea, să o salvăm cumva de la demolare? Totuși, e biserica noastră, cum să o lăsăm așa pradă buldozerului? Bun, a fost o ședință în care nici n-au mai avut nevoie de discuție, pentru că în câteva minute toată lumea și decizia unanimă a fost, domne, mergem până în pânzele albe și încercăm să salvăm biserica prin toate mijloacele posibile, nici nu acceptăm așa ceva, cum să se demoleze de bunăvoie, să fim părtași la așa o decizie, să ne demoleze biserica din cartier. În fine, a fost o întreagă suită de discuții, chiar și un moment mai tensionat în care se zice că s-a ajuns ca pe șantier să vină până și primarul Bucureștiului din acea perioadă, Gheorghe Pană, încercând să-l convingă pe preot, ne renunțați și asta e, n-aveți ce face, știți, și noi trebuie să respectăm hotărârea care a venit de la cele mai înalte nivele, de la cel mai înalt nivel, direct de la dictatorul Nicolae Ceaușescu, n-avem ce face, asta e. Ceaușescu a hotărât, știți, biserica trebuie să fie demolată.
tovarășul Pană chiar exprimându-se, știți, eu sunt primarul Bucureștiului și asta e, e decizia mea, eu spun că biserica trebuie demolată. E, chiar cei care au asistat la momentul ăla spuneau că a fost o discuție mai tensionată și că preotul la un moment dat și-a pierdut calmul caracteristic și calmul pe care îl manifesta obișnuit și zice chiar că ar fi ridicat tonul și i-ar fi spus tovarășului Pană, zice, auzi tovarășe, voi fi dumneata primarul orașului și așa, dar zice, în biserica asta, eu sunt primar, eu hotărăsc pe biserica asta și biserica e, nu e a ta, e a noastră, comunității locale și a credincioșilor. Și dacă noi am hotărât că trebuie păstrată, faceți cumva și păstrați-o, că nu trece nimeni peste decizia noastră. Cert este că din nou a intervenit harul divin și persoana salvatoare a inginerului Iordăchescu, care a întocmit în 2 timp și 3 mișcări, putem zice așa în termeni mai profane, a întocmit toate documentația necesară, toate proiectele tehnice și a și reușit să transpună în practică ideea de translare a bisericii. I s-a și aprobat în mod oficial această variantă. În martie, în 22 martie 1984 s-a emis un decret oficial prin care s-a zis bun, acceptăm varianta de translatare și i s-a dat într-un fel undă verde pentru a începe translatarea bisericii. Cert este că mutarea a avut loc în 19 iunie 1984, când a rulat pe șine o distanță destul de scurtă față de celelalte biserici, numai 49 de metri față de cei aproape 300 de metri pe care am discutat la biserica de la ansamblu Mănăstirii Mihai Vodă. După cum vedeți, fiind și o bisericuță de mai mică amploare, fiind și o clădire mult mai redusă ca dimensiune, a fost mult mai ușor și ca greutate și ca tehnică, a fost mult mai ușor de translatat. În mod surprinzător, nici n-au trebuit făcute rotire, a fost practic adusă numai în plan orizontal pe aceeași axă. 49 de metri, a fost trasă cu trolii electrice, toată operațiunea s-a desfășurat într-o singură zi, de dimineața până seara a durat vreo 18 ore. Ca viteză a fost undeva la 2 metri și jumătate în fiecare oră, deci n-a pus probleme foarte mari din punct de vedere tehnic. Asta a fost cumva norocul ei, faptul că inginerul, că a existat acest inginer Iordăchescu și a salvat-o, pentru că dacă n-ar fi fost translatată sau nu s-ar fi întrunit toate aceste condiții în care ea să fie translatată și, după cum vedeți, adusă în spatele blocurilor care o înconjoară, astăzi am fi pierdut-o cum am pierdut alte multe biserici din București. Iată cum, plimbându-ne între cele două bisericuțe care practic definesc piața Unirii, cea Sfântul Ilie Rahova pe care tocmai am văzut-o, și cea de la Sfântul Ioan cel Nou, care e în spatele blocurilor și unde practic o să ne încheiem turul, ea fiind printre ultimele biserici care au fost translatate grație inginerului tehnologiei inventate de inginerul Iordăchescu, am ajuns pe locul unde trebuia să se ridice Catedrala Neamului. De ce nu s-a ridicat aici, a rămas numai această cruce care marchează locul? Pentru că în momentul în care s-a pus problema edificării acelei clădiri și a unui proiect de o clădire de câteva mii de tone greutate, autoritățile s-au trezit că dedesubt terenul este ca un fel de șvaițăr mare, pentru că sunt două magistrale de metrou care se interesează, este pasajul rutier, este caseta centrală care preia apele Dâmboviței și le scoate către Biblioteca Națională, deci sau geologic terenul se pare că n-ar fi suportat o clădire de această greutate, de aia s-a ales o altă variantă în Parcul Carol, ulterior nu s-a renunțat și la acea variantă din Parcul Carol și practic clădirea s-a edificat în locul actual din spatele Casei Poporului sau aparatului Parlamentului, în zona din hotelul Meriot de astăzi. Iată cum traversăm Piața Unirii. Pașii ne-au purtat de la bisericuța cu hramul Sfântul Ilie Rahova, pe care am văzut-o chiar acum câteva minute în penultima noastră oprire, trecând prin Piața Unirii și am ajuns practic la una dintre ultimele bisericuțe translatate grație metodei inventate de inginerul Iordăchescu, biserica cu hramul Sfântului Ioan cel Nou, sau după cum v-am spus, cum o cunoșteau locatarii cartierului, Sfântul Ionică Piață, și cum era alintată de cei din zonă. De ce? Pentru că se afla
prin mijlocul intersecției de astăzi, foarte aproape de hala, de acea hală metalică, de punctul central al complexului halelor, halelor centrale, hala mare, cum era ea denumită, care tot așa era zidită în 1766, după cum menționează cronicile vechi de către Ioniță Croitoru, împreună cu întreaga comunitatea boiangiilor și cojocarilor din zonă. Biserica inițială a fost afectată, aproape arsă complet, aproape la focul cel mare din 1847, a fost restaurată în anii interbelici între 1930-1940, din nou în anii 80, pentru că nu se mai integra în proiectul de sistematizare a întregii zone, rămăsese cumva în mijlocul intersecției care s-a născut astăzi în Piața Unirii. Nicolae Ceaușescu a pus degetul pe plan și practic și-a exprimat dorința de a fi demolată. Din nou a intervenit genialul inginer Iordăchescu, care a zis, știți, nu e o distanță mare, nefiind nevoie, nici s-o rotesc în plan orizontal, așa, e foarte ușor, poate fi salvată. Dacă mi se acceptă, nu e nicio problemă s-o trag în spatele blocurilor pe poziția pe care se află și astăzi. Harul divin și, practic, situația fericită a făcut ca această variantă să fie acceptată. În 1986, la 30 mai, inginerul Iordăchescu împreună cu echipa sa au reușit să salveze biserica. A fost, de data asta, n-a mai fost tras de către cricuri, ci a fost împins de dispozitivele hidraulice pe o distanță de 23 de metri. Într-un timp foarte scurt, toată operațiunea de mutare a durat numai 4 ore, a fost împinsă și adusă pe amplasamentul pe care se găsește și astăzi în spatele blocurilor, rămasă cumva într-un fel de curte interioară, dar asta a fost șansa supraviețuirii ei. Și iată cum pașii ne-au purtat către ultima biserică din traseul nostru de astăzi, care a fost și, dacă nu mă înșel, ultima dintre bisericile translatate de inginerul Iordăchescu. Așa numita biserică Cuibul cu Barză. Și o să vedeți imediat de ce purta acest nume de alint și de ce practic a rămas cunoscută, deși hramul ei este Sfântul Ștefan. Toată lumea din zonă, cred că dacă întrebi cel puțin printre locuitorii cartierului unde e biserica Sfântul Ștefan, puțină lume știe să spună. Dar dacă întreb unde e biserica Cuibul cu Barză, în secunda 2 oricine te direcționează către ea și afli răspunsul de unde se găsește, deși, vedeți, iară, nu e vizibilă de la stradă, poți să treci și să nici nu observi. Micul Lăcaș datează de la 1760. Pisania sa și documente de arhivă ne spun că se afla în momentul ăla pe latura sudică a podului de pământ, podul de pământ fiind actuala stradă Știrbei-Vodă, pe marginea căreia se și află, dar trasă în spatele blocurilor și nu mai e vizibilă din artera rutieră. De Piosul Clucer, dona și soția sa, Zanfira, erau ctitorii bisericii, pe locul unei mai vechi biserici de lemn. De ce au poreclise comunitatea locală Cuibul cu Barză? Grație faptului că în fiecare primăvară o pereche de berze își făcea cuibul pe acoperișul de șindrilă al bisericii. Și practic rămăsese așa ca un moment notabil în cartier. Toată lumea știa că a venit primăvara în momentul în care apăreau berzele și se reîntorceau an de an pe acoperișul bisericii. Nu se mai păstrează așa foarte mult în felul în care arăta în momentul în care a fost ridicată, pentru că a suferit reparații și transformări succesive la 1830, în 1838, pe tot parcursul secolului al XIX-lea și chiar la începutul secolului 20, în forma actuală și cum o vedeți astăzi, grație aparatului de filmat, datează din 1898. După cutremurul din 1977, iară, în contextul demolărilor din București, așa, și pentru că la un moment dat dictatorul Nicolae Ceaușescu, trecând într-o vizită pe strada Știrbei-Vodă, a văzut o din mașină, a zis: "Ce biserică, nici nu mai vreau să o văd", s-a arătat cu degetul și a fost dat ordinul să se demoleze. Ea deja era un pic afectată de cutremurul din 1977,
fusese, a fost reparată pe ascuns, ca să, oficial, ca să nu risipim materiale prețioase pentru alte lucrări și așa, și grație strădanilor preotului Vasile Damian și a întregii comunități, toți oamenii din cartier, toți cei care locuiau în jur, i-au pus mână de la mână și hai să reparăm crăpăturile și probleme pe care le suferise la cutremur. Cum v-am zis, a fost propusă pentru demolare, iar a intervenit și a fost ultima intervenție majoră a inginerului Iordăchescu și ultima biserică translatată grație tehnologiei pe care a inventat-o el, și practic cu ea s-a încheiat epopeea bisericilor și a clădirilor translatate, pentru că în această procedură de translație n-au fost numai biserici. Noi astăzi ne-am referit mai mult la partea bisericilor, dar Iordăchescu a aplicat această soluție de translație și la blocuri de locuințe, și la clădiri publice, chiar și la un coș de fabrică industrial undeva la Reșița. Dacă ar fi să reliefăm așa toată tehnologia asta și toate locurile în care s-a aplicat această tehnologie, îmi aduc aminte că e o carte scrisă undeva la vreo 500 de pagini, grosimea volumului, în care prezintă toate, în detalii tehnice și așa, toate lucrările lui. E apărută recent la o editură mai puțin cunoscută. Eu chiar o am în biblioteca personală și mi-a servit și îmi servește întotdeauna când am tururile, cum a fost și traseul de astăzi, ca material de documentare, o lucrare, o mină de aur, practic, din punct de vedere al informațiilor despre biografia lui Iordăchescu și despre bisericile și construcțiile translatate de el. Cum vă ziceam, toată această epopee a construcțiilor translatate s-a încheiat cu această biserică în 22 februarie 1988, când ea a fost adusă practic cu 12 metri către sud, din mijlocul intersecției pe care tocmai am traversat-o, din fața blocului cum ar fi astăzi, pe amplasamentul pe care o găsiți aici, din nou, ca și în cazul bisericii de la Sfântul Ilie Rahova, a fost numai o translație în plan orizontal, n-a implicat proceduri complicate, n-a implicat proceduri de rotire, a fost și o distanță foarte scurtă, numai 12 metri. Practic a fost adusă și ascunsă în spatele blocului, vedeți că o maschează complet. Dacă n-ai cunoaște zona, poți să treci și să nici nu știi că e aici. De fapt asta s-a și urmărit, asta a și fost cumva cheia salvării ei. În mod paradoxal, lumea care trăiește în cartier o cunoaște și acum, vedeți că e deschisă, se desfășoară în fiecare duminică în ea slujbe, iar de multe ori cei care stau pe Știrbei, Vodă și în blocurile din jur spun, ne e mai ușor să venim aici la bisericuță și la marile sărbători religioase decât să coborâm dealul la celelalte biserici din cartier. Aici trebuie să ne luăm la revedere, ăsta este finalul turului nostru de astăzi. Despre personalitatea lui Iordăchescu cred că am putea vorbi zile întregi, am putea străbate orașul lung și lat să mai găsim și alte clădiri, pentru că v-am spus, bisericile n-au fost singurele clădiri pe care el le-a translatat prin această tehnologie, dar vă invităm să continuați să urmăriți filmările pe care le realizăm și vă asigur că vor mai fi și alte subiecte și în București și în afara Bucureștiului. Practic, lumea căilor ferate și a subiectelor care au legătură cu istoria căilor ferate, cum au fost și bisericile de astăzi care s-au plimbat pe șine de cale ferată, este vastă și nu ne-ar ajunge o viață de om să putem spune că am epuizat toate subiectele pe care le avem pregătite pentru voi.